Un incident de corupție a fost înregistrat la punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier 1, aparținând Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în dimineața zilei de 6 august. Un cetățean român în vârstă de 28 de ani a fost depistat în timp ce încerca să intre în țară, la bordul unui autoturism înmatriculat în România. Acesta este acum cercetat pentru infracțiunea de dare de mită. Asta după ce a încercat să ofere bani unui polițist de frontieră pentru a evita aplicarea măsurilor legale. La data de 6-8-2024, ora 8:40, la punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier 1, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean român în vârstă de 28 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în România. În urma controlului documentelor de călătorie, s-a constatat că cetățeanul român nu îndeplinea condițiile de călătorie, deoarece nu avea inspecția tehnică periodică valabilă. La punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier 1, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean român în vârstă de 28 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în România. În urma controlului documentelor de călătorie, s-a constatat că cetățeanul român nu îndeplinea condițiile de călătorie, neavând inspecția tehnică periodică valabilă. Cu ocazia verificărilor efectuate asupra documentelor, polițistul de frontieră a sesizat o sumă de bani în certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru a nu aplica măsurile legale. Au fost sesizați lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită față de cetățeanul român. Polițistul de frontieră a acționat conform procedurilor legale și a raportat imediat incidentul superiorilor săi. În scurt timp au fost sesizați lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți. Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru a prelua cazul și a demarat cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Conform legii, oferirea de bani sau alte foloase necuvenite unui funcționar public pentru a-l determina să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu sau să le îndeplinească defectuos constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Direcția Generală Anticorupție continuă să investigheze cazul pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a asigura aplicarea legii. Reprezentanții Direcției Generale Anticorupție au reiterat importanța eticii și integrării în cadrul instituțiilor publice, subliniind că astfel de acțiuni corupte nu vor fi tolerate. Cercetările în acest caz sunt în plină desfășurare, iar cetățeanul român implicat se confruntă cu acuzații grave care, dacă vor fi dovedite, ar putea avea consecințe semnificative asupra libertății și viitorului său.